170.000 de uh, dolari uh, sau 63.000 uh, pentru viață eternă. Uh, prima sumă acoperă criogenarea uh, întregului corp, cea de-a doua sumă uh, criogenarea uh, creierului. Cei care inițiază uh, această afacere care înseamnă, repet, sau promit ei viață eternă, pentru că aceste corpul omului sau creierul omului vor aștepta până când știința va ajunge suficient de departe pentru a-i vindeca și pentru a le conserva viața eternă celor care au plătit acum. Cei care inițiază această chestiune nu răspund însă la o întrebare. Ce se va întâmpla după apocalipsă? Ce se va întâmpla după o eventuală apocalipsă nucleară? Ce se va întâmpla dacă această civilizație intră în extincție? Cine uh, va mai, îi va mai recompensa post-mortem pe cei care azi au plătit sume atât de mari de bani?